A trebuit să aibă loc două avarii serioase la aducțiunea Câmpul Lungului, care au lăsat fără apă peste 30.000 de oameni, pentru ca administrația locală să ia în serios problema schimbării magistralei. Primarul Elena Lasconi a declarat pentru Mușcel TV că în acest moment se fac demersuri pentru elaborarea proiectului care va fi depus pentru finanțare în cadrul programelor guvernamentale care se vor derula anul viitor. Sunt niște lucruri la care lucrez acum împreună cu echipa mea, dar nu vreau să dau foarte multe detalii, însă îmi doresc să ne apucăm de aducțiune. Ați văzut ce înseamnă o avarie la conducta de aducțiune. Mie mi se pare normal că ar trebui să facem asta. Dacă nu ne iese acum, cu siguranță vom depune anul viitor pe programul operațional regional. În prezent se lucrează la studiul de fezabilitate sau în ce stadiu se află? Care e progresul? Proiectul la aducțiune este făcut, trebuie făcut un update la el, mai avem nevoie pentru a face o lucrare cu cap de niște senzori prin care se anunță dacă, de exemplu, e un debit mai mare într-o parte, adică e pe cale să se întâmple o avarie, unde este avaria, adică să știi cu exactitate toate lucrurile astea. Și îmi doresc să avem și un GIS, asta înseamnă o hartă electronică cu toate conductele din oraș, dar nu numai cu conductele, o să face protocoale și cu distrigaz și cu cei cu cablurile electrice, ca să știm pe unde merge aducțiunea, conductele de apă, de canalizare, toate cablurile de internet, electrice, pentru că așa este civilizat și să avem o situație foarte clară, o hartă foarte clară, electronic. Documentația va avea la bază vechiul proiect și studiile aferente care vor suferi modificări și care vor fi aduse în actualitate. Mai mult decât atât, va fi schimbată și soluția tehnică. Este primul semn că administrația locală ia în serios această problemă care este atât de importantă pentru mușceleni.